Iată că și în orașul unde soarele sărută marea, ziua Dobrogei a fost sărbătorită cu mare fast. Casa de Cultură Pontus Euxinus din Avodari a găzduit un spectacol dedicat acestei zile speciale. Stimați părinți, mici, vecini, prieteni, cadre didactice, profesori, învățători, copii, cred că am numerat pe toți, bine ați venit în această zi. Superbă să fiți alături de noi. Un eveniment care a devenit deja tradiție la Casa de Cultură din Avodari. Ce se întâmplă astăzi mai exact? Ce activități ați pregătit? Astăzi este 14 noiembrie, este ziua Dobrogei. Ca în fiecare an, Casa de Cultură împreună cu celelalte trei școli generale, 1, 2 și 3 și Liceul Lazăre de Leanu, organizează un program artistic dedicat acestei minunate zi. La mulți ani România, la mulți ani Dobrogea. A devenit o tradiție ca elevii acestui minunat oraș să celebreze în fiecare an cele mai importante momente din istoria poporului român. Grație bunăvoinței doamnei director Dora, avem la dispoziție o sală luminoasă, o sală încăpătoare, o sală în care pot veni cât mai mulți locuitori să fie alături de noi la marele sărbători ale noastre. Copiii trebuie să fie primii care Casa să nu de Cultură Pontus Euxinus va găzdui această tradiție. Casa de Cultură Pontus Euxinus va găzdui. Nu fac din obligație, dacă îi vedeți și ați văzut, va găzdui din simțire. O fac pentru că simt lucrul acesta și doresc să particip la toate evenimentele. În cadrul evenimentului, cei prezenți au putut admira și o expoziție de costume populare ale minorităților existente pe termul dobrogean. Intitulată Dobrogea Multiculturalitate Etnică, expoziția a prezentat o imagine de ansamblu asupra diversității culturale din spațiul dobrogean, unde au fost puse în valoare costumele tradiționale ale turcilor, tătarilor și rușilor lipoveni. Evenimentul a cuprins și momente artistice puse în scenă de elevii școlilor gimnaziale George Enescu, Grigore Moisil, Tudor Arghezi, dar și de elevii Liceului Lazăre de Leanu din Năvodari. Și Biblioteca orașului Năvodari și-a pus amprenta asupra acestui eveniment printr-o expoziție de cărți ce cuprind poveștile tărâmului dintre ape. Astăzi, în această zi minunată, ați adus un cadou copilașilor. Despre ce este vorba? Am adus o antologie de poezie, antologia Zâmbetul Liric al Toamnei. Dăruiesc acest volum Casei de Cultură din Năvodari pentru ca să se bucure de ea și copiii care vin aici și citesc și sunt interesați de poezie. O concluzie a ceea ce se întâmplă aici, cum mi se pare evenimentul organizat de Casa de Cultură? Deci eu sunt foarte încântat și profund emoționat de evenimentele care au loc la Casa de Cultură din Năvodari, de aceea țin și să particip la ele, datorită prezenței copiilor, care aduc un suflu minunat și care ne arată că avem un viitor frumos. Credeți că vor duce tradiția mai departe, micii dobrogeni? Sunt convins. Sunt convins că vor face lucruri mult mai bune ca noi. Evenimentele continuă la Casa de Cultură Pontus Euxinus din Năvodari și în perioada următoare. Ne pregătim pentru 1 decembrie. Vor fi două acțiuni, una pe 29 în care pe scenă la Casa de Cultură cele trei școli și liceu vor susține un program artistic dedicat acestei zile naționale, iar în fața Troiței, împreună cu domnul primar, cu Consiliul Local, cu autoritățile orașului nostru și ale județului, vom sărbători împreună cu locuitorii orașului Ziua Națională de 1 decembrie. La mulți ani, iubită și frumoasă Românie! La mulți ani, România! La mulți ani, Dobrogea!